dintre toate lucrurile, dintre toate lucrurile pe care le-am făcut în ultimul an, care ce mai din nu mai de simțe? Dumneavoastră? Sunt de pe la 20 de kilometri mai avară. De unde la 20? Modifică legi, favoarea lor, pură insulă, velina și așa mai departe. Da, 4 km de 800 de metri, nu? Da. Numai la Dragnea e posibil așa. Cel mai scump kilometru de autostradă din România. Din univers, cred, univers. Din univers, da. Salutare! Salutare! Tot din Milano? Tot din Milano. Tot din Milano. Originar din Maramureș. Din Maramureș, așa. Liber. Da, foarte frumos. Sunt în Milano de 20 de ani. Sunt mulți maramureșeni aici? Sunt. În Italia sunt mulți, nu? Sunt foarte mulți, da. Alungați? Ce te-a alungat în țară? Păi nu m-a alungat nimic, doar am experimentat pentru o carieră sportivă. Da. Sunt de 3 ori campion italian de Scanneberg și 13 concursuri internaționale câștigate. Și sunt aici ca să ajut țara și poporul. Și în România de ce nu se putea face cariera asta? Ce lipsea absolut? Nu suntem uniți. Probabil și în România puteam să fac performanță, dar aici m-au ajutat italienii mai mult și am reușit. Cât de mare e diferența? Câți ani suntem noi în urma Italiei? E prima întrebare. Câți ani suntem în urma Italiei? 50 de ani. 50 de ani. Și a doua întrebare este de ce suntem cu 50 de ani în urmă? Pentru că nu suntem uniți. Nu avem unitate și nu ne ajutăm unul pe altul. Suntem, dacă unul vrea să facă ceva, celălalt merge, ne trage în spate. Sigur, cea mai mare problemă noastră că încă nu știm ceea ce facem. Și guvernul merge înainte, ne fură țara, ne fură poporul și noi nu facem nimic. Și nu suntem într-o situație în care, pur și simplu, dar de ce am venit acum la limba ce nimic concret? Nu mai vorbim, dar pe spate. Noi chiar dacă nu suntem... Tot de aici, de lângă Milano. Din țară de unde sunteți de lângă? Tot din Arad. Ce mesaj aveți pentru arădeni, pentru cei care se uită la noi pe Facebook și încă nu știu, domne, e rău, ce face Dragnea? Nu, e rău, e rău. Fie absurd să nu ne dăm seama că e foarte rău ce face Dragnea, da. Și tot clanul lor, că da. Putem să-i numim un clan de mafios, de cum e mai rău. Problema e că de la ordonanța 13 care a plecat și până în momentul de față cam dă totul peste cap. Problema noi români ar trebui să ne dăm seama de ce se întâmplă, că suntem din diaspora, că suntem din Arad, că suntem din Constanța sau din București, ar trebui să ne dăm seama ce se întâmplă în România. Avem o țară care avem potențial mare, doar. Și nu avem nimic de fapt. Noi suntem milioane de votare, lucrăm sau, nu știu, ne reținem familiile acasă. E greu cu așa țară ca să nu avem potențial, că nu avem o posibilitate să facem ceva. Guvernul actual, ordonanța 13, legile pe care vor să le facă, legile justiției care nu au într-o țară democrată, sunt absurde ce se întâmplă. Să fim prea inconștienți să nu ne dăm seama. Asta ar permite cineva să dea nici în Italia, aveți, ca să scape? Absolut, absolut. Deci, mafia s-a plecat din Italia, dar noi le dăm lecții în ora de față, adică guvernul actual. Da, e o concluzie foarte bună. E o concluzie foarte bună, asta o să închid live, o să mai fac și înregistrări pentru online. Exact cum facem, exact la fel. Și atunci foarte mulți oameni din țară, imediat au luat telefonul și au vorbat niciodată și oraș. Și tinerii care erau oameni simpli. Corect, și sterilizarea a fost atât de mare, cât au ajuns să se rândă cu două mesaje. Eu sunt convins că și acum, norocul meu de exemplu, care sunt viață și altora de București, și îl pun în cap ce faci. Te-am votat pe proiect. Da. Și ce ne spune asta? Și gândiți-vă, al doilea acuzat pe care vi-l dau este legat de că s-a vorbit de Ponta mai devreme. Ca să înțelegeți de fapt cum cu vorbim. În diaspora asta ce au oamenii se întreabă nebunii, domnule, dar de ce Iisus a spus, de ce a făcut? Asta e un exemplu. Al doilea exemplu. Ponta. Eu lucrez de 6-7 ani am lucrat în online. De fapt că lucram în online, mă ocupam de rețele sociale, de comentariile de pe site. Și vedeam cumva foarte... Dacă partidul îți pune un rahat pe masă, îl mănânci și după aia aplauzi și spui că a fost cea mai bună președinte. Căpșuni! Trebuie să înțelegem treaba asta. Și chiar le-a și plăcut. Din
milioanele alea de oameni care au ajuns în comunism, unii s-au trezit mai devreme, alții mai târziu, alții ca dumneavoastră au și plecat din țară. Alții deloc. Degeaba să ceasă, le-am plecat de lume. Cel puțin 3-2 milioane de oameni care nu s-au trezit în comunism. Și pentru care dacă mâine, pentru care dacă mâine se dă la PSD ceva și că Dragnea și vine altul, aceleași oameni care acum îl susțin pe Dragnea și spun că Dragnea... Vor susține altceva. Normal, normal, normal. E spălare de creier. Da. Ei nu sunt treziți, coșmarul comun este. Și de ce nu sunt treziți? Că asta a spus de pilulă. Păi pilula este presa corectă și independentă. Pentru că presa este coruptă și este deținută de ei. Dagobul are pe cine? Nu corupție! Justiție! Nu corupție! Justiție! Nu corupție! Justiție! Nu corupție! Justiție! Din Milano, România, jos guvernul și hoția! 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 Reformarea și depolitizarea sistemelor de învățământ și sănătate, astfel încât acestea să corespundă standardelor morale de educație și pregătire și igiene adecvate mileniului 3. Și nu în ultimul rând, diaspora cere! Diaspora cere! Diaspora cere! Pentru o dreaptă reprezentare, un număr corect de parlamentari în conformitate cu legea 208 din 2015 și statisticile Eurostat. Cerem impunerea unor standarde calitative pe care diaspora a dovedit că le merită celor care vor să ne reprezinte. Cerem posibilitatea votului în baza CNP, astfel încât diaspora să poată vota cu ușurință și mediatizarea votului prin corespondență. Și acum fiecare dintre voi, dacă vrea să mai ceară ceva, să o spună! Pentru că plătesc pentru funcționarea acestei clase politice ticăloase, da? 5 miliarde de euro pe an, românii din afara granițelor primit în țară, fiecare cât poate, pe lună, 100 de euro, 200 de euro, 300 de euro. Toți banii ăștia se duc în economia românească, da? Se plătește TVA pe ei pentru fiecare produs pe care îl cumpără, fiecare copil al unui om care este plecat în străinătate, îmi cumpără lapte, copilul din banii pe care a primit de la tata sau de la mama plătește TVA. Banii respectivi se duc mai departe în economie, da? 5 miliarde de euro. Și clasa politică, în loc să stea în genunchi, să le facă pantofi la oamenii ăștia, le trimite prin ANAF fel și fel de scrisori, am aflat și astăzi de aici, am vorbit cu românii care au venit aici la Milano, despre ce nebunii primesc de la ANAF și despre cum sunt oamenii sunt buni și sunt revoltați de această mizerie. De faptul că statul român împrevește să vină după ei în Italia să ceară taxe și impozite și tot felul de nebunii, în condițiile în care unii dintre ei plătesc aici taxe și impozite. Și oricum ei trimit bani în țară. Înțelegeți, în loc să bucure statul, oamenii aceștia au de lucru, muncesc cinstit, nu fac probleme. Nu sunt în țară să facă probleme, nu cer nimic de la statul român, ajutoare de șomaj sau alte nebunii. Își câștigă traiul, își câștigă existența, trimit bani acasă, banii se duc în economia țării. Statul român, în loc să-i respecte pe oamenii ăștia și să-i trateze frumos și eventual să le spună mulțumesc în fiecare zi, da? Statul român își bate joc de el. În loc să le trimite scrisori de mulțumire pentru banii pe care îi trimit în țară, le trimit scrisori de ANAF ca să-i streseze și să-i cheme de la mii de kilometri să vină ca să nu știu ce vrea statul de la ei. Bun. Și acum vreau să vă arăt ca să vedeți câtă determinare este aici la Milano, câtă determinare este în Italia. Vedeți în spatele meu câți oameni sunt adunați aici la Consulatul României din Milano. Vreau să îi vedeți și o să vă spun ei fiecare, pentru început în acest live, după aceea fac interviurile cu ei, o să vă spună fiecare să vedeți de la câți kilometri au venit cei care sunt aici. Haideți să trecem pe camera din față, așa, și să o luăm așa. Salutare! De unde? Spuneți-ne și noi, cum vă numiți, ce lucrați în Italia și de unde ați venit aici la protest? De la Mori. De la câți kilometri? 200 de kilometri. Bun. Asemenea, 200 de kilometri pe sens, de la Modena, cum vă numiți? Șofer pe camion, Lucian. Lucian.
Rușine PSD. Rușine PSD. Eu n-am de gând avem să renunț. Avem încredere în tine și noi vrem să te susținem. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult. Eu n-am de gând să renunț, vă fac promisiunea asta. Bravo. Haideți să vedem aici pe cine avem aici. Spuneți-ne cum vă numiți. Mă numesc Cristina, sunt în Italia de 8 ani de zile, am lucrat în România în sistemul bugetar. În ce oraș? La Buzău. În Buzău, celebrul județ Buzău, da. Da. Și aici am lucrat la o asociație, un ONG, pe profil social. Și văd că sunteți foarte determinată, deși plouă, ați venit aici și stați în fața consulatului. E treia oară vin. Am venit pe 5 februarie, anul trecut. Pot protestez din 2013 de la protestele Roșia Montană. Roșia Montană, da. Frumos, pe cine mai avem aici? Eu vin de la 120 de kilometri. De unde? Darfur, Brescia. Da. Sunt de 15 ani în Italia. Mihaela, sunt protestant cu state vechi. Da. București. Ce faceți în Italia? Mălin? Ce faceți aici în Italia? Munci, că tot se poate. Muncim. Ce se poate, da. Cinstit. Muncă cinstită. Să fim foarte implicați, nu? Foarte implicați. Da, mulțumesc foarte mult. Haideți să vedem pe cine mai avem aici. Salutare! Bună, salutare, numele meu e Vali. Câți ani ai, Vali? 40. 40. De când ești în Italia? Am 11 ani de când sunt în Italia. Și ce? În domeniul turismului. De la câți kilometri ai venit? 180 de kilometri și stai aici pe ploaie torențială. Ce te ține aici? Ce te aduce și ce te ține aici? Cea mai departe eu aici. Adică pe rând și să schimbăm ceva în România și pe la distanță. Din România de unde ești de loc? România de Cugit. Din Cugit. Prietenii tăi din Cugit, din copilărie, sunt toți plecați afară din țară sau mai sunt pe acolo? În mare parte, da. În mare parte toți sunt, sunt plecați. Și ce mesaj ai avea pentru ei și pentru ceilalți români care stau și se uită la noi, dar încă nu sunt foarte hotărâți dacă ar trebui să ia și ei atitudine sau nu? Luați atitudine, cum facem noi. Ieșiți în stradă, că învingem cu laudă. Da, mulțumesc frumos! Avem sistem de sănătate, cu dosare curățate. Salut, de unde ai venit? Bună ziua la toată lumea, de la Bologna. Spune cum te cheamă, vârsta? Vârsta, Vitiu Florin, Grigorean. Grigorean. Anul ăsta face un așa mulți ca dumneavoastră. O să vă susțin. Eu am încredere. Și dacă candidați, eu vă și votez. Să vă dau mâinile. Un președinte ca dumneavoastră mi-a fost. Câți kilometri sunt la Bologna? Eu cu nevastă. 100 de kilometri. Și la Bologna. 1700 kilometri ați plecat, ați fost alungați, practic, de ce punct v-a alungat din țară? Nevoia, energia, sărăcia. Un loc de muncă, să facem un viitor mai bun pentru copiii noștri, pentru fetița noastră, că le-am luat la geamul de fetiță. Pentru a-i oferi ceva mai bun, ce faceți în Italia? Eu lucrez în fabrică și ea are grijă de fetiță, că nu avem bunic să ne ajute, nu avem unde ajute. Da, da, tot e mai bine decât dacă ați fost. De mult mai bine. Și mai trimite și bani acasă, mă gândesc. Da, mai ajut cu scutele pe care le aveți acasă. Cu un salariu care lucrez numai eu. În România cu un salariu, cu două salarii, că mor de foame. Aici cu un salariu, dacă ești omul cinstit. Și numai că mor de foame, ferească Sfântul, dacă te îmbolnăvești, te duci într-un spital unde te omoară ăia. Dar să mai vorbim de averea lui, domnule, chiar în instituție nu are cum să o explice. Cu muncă cinstită nu are cum să câștigă. Care în pături de putere în Brazilia și el le zice nouă că e cinstit și care justiție ce fac eu. El e o victimă, nu? Sărat. Să se merită poverinul. Poverinul. Salutare, salutare. De unde ai venit? Eu am venit astăzi de la Desenzano del Garda. Câți kilometri? 126 de kilometri. Și deloc de unde ești din țară? Deloc sunt de la Satu Mare. De la Satu Mare. Reprezint astăzi județul Satu Mare. Foarte bine, sunt foarte bine. Care am de la, da, Satu Mare. Ce te-a determinat să corupția din țară, vreau ca să se schimbe un pic sistemul, chiar și sistemul de sănătate. Am văzut că se închid foarte multe școli pe la sate și nu-mi place ceea ce văd în țară. Da. Eu sunt aici de 2008, am venit prima dată, am avut prima tentativă, m-am și întors acasă, să zicem, în 2012, dar văzând toate lucrurile că nu merg cum ar trebui, m-am reîntors în Italia. Și ce lucrezi în Italia? La 36 de ani, de la Bahia, cu biscuiți, acum lucrez în o firmă care contează cătălurile profesionale, de dar spune-mi, prietenii, vorbim de prietenii în Italia. Ei se
se treabă, România, sunt toți care sunt în spatele demersului, care ne ajută foarte mult. Acum strângem și banii necesari, dar nu mai mult de cei care știm deja cum strânge pentru proces. Avem deja valoarea, mai mult de aia, că odată ce ajungem acea valoare nu mai ne oprim. Deci, practic, 10.000 de euro. Urmărim procesul să vedem cum... Pe 3 aprilie. 3 aprilie. Torino. Mulțumesc frumos, haideți să mergem mai departe. Torino. Să vă mai prezint pe cineva, pentru că v-am spus că vreau să vină alături de mine și vocea mea, forța vocei mele, care este dată de dumneavoastră, toți cei care mă priviți, toți cei care mă urmăriți, vocea celor care mă urmăresc, a celor dintre dumneavoastră care au venit astăzi aici la Milano, să fie la fel de puternică cum este vocea mea. Salutare! Salut, Gabi de la Bacău. Vroiam să dau un mesaj disperaților PSD-și care, din păcate, e neamul și prieten. Măcar să ia exemplu de la italienii din 92, când au justiția italiană. Manipulite, au distrus un guvern care a dispărut, practic nu mai este nici la ora actuală. Devenit din Partidul Comunist, vine, și au devenit după aia creștin socialist, democrat, în 92, l-au prins cu corupție, l-au distrus. Nu mai este nici la ora actuală. După aia, în 94, câștigă Berlusconi. Măcar de la aia. Și la noi de neau încearcă, dar ei își revin și... E problema că la noi de ani de zile de neau încearcă și... Eu ăștia, în 2 ani de zile au dispărut guvernul. În Italia de la câți kilometri ai venit? La Torino, 150 ceva de kilometri. 150 de kilometri. Ca să stai în ploaie aici, da? Deci încă o dată se vadă, să vadă toată lumea cum stau în ploaie. Foarte mulți români. Prietenii PSD-iști și neamurile PSD-iști. În special ei se vadă. Bun, hai să mergem mai departe. Domnul este căsătorit cu ucrainiancă, iar dumnealui a venit din Pavia. Salutare, de la câți kilometri? Acum mi-a spus o întrebare care stai și mă gândeam un pic. Kilometri din Italia real sau de... Da. Că nu știu cum să vă arăt. Da. Bine, sunt vreo 60 de kilometri. 60 de kilometri. Și în România, din ce? În România sunt în Turcia. Din România sunt în Turcia. Deci până la Turcia sunt câți kilometri? Aici sunt 2000. De frică să nu fac o crimă, am plecat din România. Unde am putut, la CSR, la Combinatul Siderurgic din Reșița. După aia în București, în București am văzut mafia și mai mare, am plecat și de acolo. Cum se vede situația actuală din România, tot ce face Dragnea, tot ce fac ea, cum se vede de aici, din Italia? Cum o vedeți dumneavoastră? Nu găsesc cuvinte. E incredibil că atâția oameni, atâtea milioane de oameni, nu zic nimeni nimic, ies câteva sute în stradă, și restul râde sau ignoranța, nu știu care e motivul. Foarte supărată, din cauza mi-am distrus ca și alții familia, sunt în Germania, copiii sunt vechi, așa noi singuri. Da, toată familia. Dacă ar fi în fața mea, ce-am pățit, dragi? Ce-am pățit? Păi ar rămâne fără, să nu zic, fără hamster și fără badantă. Că nu i-ar mai trebui amante tinere și nepoate. Nu, să zice badantă, badantă să zice. El are batantă și el. Eu ca batantă. Da. Vă mulțumesc foarte mult. Și eu. Ați văzut. E greu în străinătate. Da, e greu. E greu în străinătate. E greu. Dar pe el îl poate șterge la cur. Îi scuză orice, da. Nu stați, nu stați. Că în România justiția o să fie justiție dreaptă. Vorba lui Tudorel, justiție bună, nu justiție dreaptă. Am venit aici să spun că îndrăznesc să cred că într-o zi Dragnea și toată echipa, dar vreau ca cei care conduc România, și nu doar cei care conduc România, pentru că părerea mea este că nu Dragnea este de fapt problema unei țări, problema sunt cei 3 milioane de oameni care nu înțeleg și care au votat PSD-ul și care girează în continuare acești hoți. De exemplu, să trecem de la una la alta la vestitul Congres. Nu problema a fost Dragnea și nu problema discursului lui care nu a conținut cuvântul corupție. Nu s-a pronunțat asupra corupției pe care el o girează. Problema sunt cei 4.000
de oameni care s-au dus acolo, care s-au dus acolo și cei 4.000 reprezintă, ca niște cărnați au stat acolo, nu? Ăia reprezintă oameni, reprezintă societăți. Lui, da. Ai România. Problema, eu am venit special, chiar dacă plouă pe vreme de asta torențială și fără umbrelă și când am terminat ce am avut de făcut, am venit aici, să arăt că nu o mână de oameni care protestează sunt, de fapt, vocea. Voi, cei mulți care au protestat zi de zi, pe care eu îi respect fantastic, și ăia mă reprezintă pe mine, care nu am putut să fiu în stradă. Nu datorită mentalității și gândirii mele, ci datorită faptului că am fost goniți din țara noastră și deși am terminat o facultate cu 9.50, am fost obligat să părăsesc țara și să stau în străinătate. Mă regăsesc între oamenii ăștia, mă regăsesc în mentalitatea lor, mă regăsesc în tot ce este în jur, în vest, ce în Italia, de exemplu, cu toate că eu cunosc toată Europa, dar e nedrept. E nedrept pentru că îți lipsește pământul de la care tu ai plecat și pe care nu poți să-l uiți, indiferent cât de bine ți-ar fi în străinătate. Și e nedrept pentru că niște hoți te-au alungat din țară. Exact, niște hoți, niște hoți care au manipulat și au au girat oameni și i-au făcut să nu mai vadă. Deci i-au făcut să nu înțeleagă și să nu-și dea seama cam care ar fi realitatea. Au pierdut simțul măsurii și nu-și mai dea seama care e realitatea sau nu. Ar fi simplu pentru orice om care se uită și a votat PSD doar să dea să intre pe Google Maps, să micească străzile de acolo și să vadă care sunt autostrăzile și să vadă că bună